Cei mai mulți bani se duc pe carburanți. Vedem străzile din România pline de autoturisme, cât mai noi și cât mai scumpe. Însă, de cealaltă parte, sunt acele persoane care nu și-ar permite niciodată să cumpere sau să întrețină o mașină. Întreținerea unei mașini costă lunar cât un salariu minim. Taxa de mediu, înmatricularea mașinii cu efectuarea inspecției la RAR, actele mașinii, asigurarea și niște costuri care vor urma imediat după cumpărare, cum ar fi o revizie, sunt doar câteva dintre necesitățile unui autoturism. Utilitățile mici pentru a întreține un auto. Un autoturism are un consum de 2-3 persoane la masă. Ca și consum, valoric. E nevoie de un câștig mai... Cei mai mulți bani se duc însă pe carburanți. Pentru 15.000 de kilometri parcurși pe an este nevoie de încă 6.000 de lei. Asta ridică valoarea totală a costurilor de la 9.250 de lei, ceea ce înseamnă între 633 și 771 de lei pe lună, adică aproape un salariu minim pe economie. Întâlnim oameni în stațiile PECO care alimentează cu combustibil și de 20-30 de lei pentru a se putea folosi de mașină. Cu salariul minim în România să întreții o mașină. Cât este litru de motorină? Aici. 6 lei. Știți cât este afară? 1 euro și 10, 1 euro 20, 1 euro 30. Care e salariul de afară, care e salariul din România? Deci puteți să întrețin o mașină. Ei, mergeți la PECO să vedeți cum bagă oamenii de 30 de lei, de 20 de lei, de 50 de lei benzină. Să vină până în oraș, până la un doctor, până unde are nevoie. Deci, salariile cum sunt? E greu. Unii pentru noi tinerii care muncim și na, pe unde muncim, e bine. Dar pentru bătrânii de aici ce facem? Care n-au bani de medicamente, au niște pensii de mizerie, pensii de mizerie. După 20 de ani, după 30 de ani de muncă, au o pensie de 10 milioane, 12, 13 milioane, 1100, 1200, e bine? Nu e bine. În România sunt multe persoane care din cauza slabei salarizări nu își permit să-și achiziționeze un autoturism sau să îl întrețină. Cei mai mulți cetățeni cu salariu minim pe economie muncesc pentru mâncare și utilități.